Organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar va fi reglementată prin lege. Proiectul de lege respectiv a fost votat vineri de Parlament în prima lectură. Documentul a fost prezentat deputaților de către Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, George Tamincu. Ținând cont de legalizarea activității de medicină veterinară privată, dar și reducerea considerabilă a numărului de medici veterinari, cu circa 1000 de persoane, cât și de concesionarea unor activități sanitare veterinare medicilor veterinari împuterniciți, acest act legislativ reglementează organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar, stabilește bazele juridice, stabilește condițiile organizatorice și formele de exercitare a acestei profesii, cerințele față de persoana care dorește să practice medicină veterinară, drepturile, obligațiile și responsabilitățile în cazul exercitării acestei profesii, criteriile pentru obținerea gradelor profesionale în domeniul de activitate, precum și formarea profesională continuă a medicilor veterinari în diferite profiluri profesionale. Potrivit proiectului, domeniul de activitate al medicului veterinar va include medicina veterinară privind sănătatea și bunăstarea animalelor, siguranța produselor alimentare, diagnosticul de laborator veterinar, supravegherea salubrității furajelor și altor produse nutritive destinate animalelor. De asemenea, activitatea medicului veterinar se va extinde asupra identificării, înregistrării și reproducerii animalelor, având responsabilitatea de a prescrie, elibera, comercializa și administra produse farmaceutice de uz veterinar, raticide și dezinfectanți. Mai mult, proiectul prevede că activitatea medicului veterinar nu va fi activitate de întreprinzător. Totodată, prin această lege se prevede crearea Colegiului Medicilor Veterinari din Republica Moldova, care va ține sub control aspectele fundamentale ale acestei activități, activității sanitar-veterinare, inclusiv respectarea relațiilor dintre medici veterinari în timpul exercitării profesiei în diferite domenii de activitate, inclusiv medicina veterinară de liberă practică, și va ține evidența și va coordona formarea profesională continuă a medicilor veterinari în diferite profiluri profesionale și promova grade profesionale și va elibera certificate de confirmare a gradului profesional de medic veterinar. O altă prevedere a proiectului este instituirea anuală în ultima sâmbătă din luna aprilie a zilei profesionale a medicului veterinar din Republica Moldova. De asemenea, proiectul prevede și măsuri de răspundere disciplinară a medicilor veterinari.